Majoritatea a decis. Mă dai afară? Nu chiar. Rămâi acționar. Dar nu și CEO. Și cine o să ia locul? Tu? Nu. Nu mă pricep la afaceri. Asta ziceam și eu. Dar dacă te încăpățină să nu vinzi, altfel pe Marius. Să-ți propună el un manager bun. Cum spuneam, nu mă pricep la afaceri, dar mă pricep la oameni. Și ceva mă face să nu am încredere în voi. Dar stai fără griji. Am omul potrivit pentru acest job. A făcut o facultate de management la Viena. Are o firmă de construcții în Dubai și a făcut treabă foarte bună acolo. Are deja contracte pe bandă rulantă. Și o să vină și cu o infuzie de capital care o să ne ajute să ne plătim datoriile și să putem licita pentru noi contract. Stai puțin, aduce așa un străin? Nu. După cum am spus, firma asta este doar a familiei Caragea. Și cine putea fi mai potrivit pentru acest job? Dacă nu, Ioan Popa. Bună ziua. Ăștia întotdeauna au pus slujile mai presus de sânge din sângele lor. Ioan. Se pare că v-am luat prin surprindere. Dar vă propun să trecem la treabă. Am studiat cu atenție problemele firmei și sunt convins că există soluții. O să vă trimit chiar acum planurile mele. Nu ziceți nimic? Ba da. Te rog, să iei loc. Mersi. Pe mine mă scuzați. Vreau să curăț restul de lucruri de bine. It's the only night to be a criminal. Should I reverse our fight before it's critical?